Experiența mea la Brawl House a fost una... Cum am participat la Brawl House? Despre asta vom vorbi astăzi. Like, subscribe și haideți să începem! Am văzut că Nina a postat pe comunitatea lui în care a anunțat noua serie de Brawl House. În caz că nu știți ce e Brawl House-ul, practic e ca Bass House-ul, numai că se desfășoară pe Brawl Stars această serie. Când am văzut acest anunț de la Nina, am zis că neapărat trebuie să particip și eu. Am început să fac anunțuri pe short, i-am dat mesaj și el mi-a zis că trebuie să fiu solicitat de mai multe persoane pentru a participa în această serie, ceea ce s-a și întâmplat cu ajutorul vostru. M-au solicitat 17 sau 18 persoane la această serie, iar după m-am trezit cu mare mesaj neașteptat de la Nina, cu două romane practic în care am fost invitat și dacă vreau să particip. Bineînțeles că am acceptat, că n-aveam cum să nu accept din moment ce vroiam să particip și eu. Mi s-a spus regulile, mi s-a comunicat tot ce trebuie să fac, că trebuie să filmez probele, etc. Ceea ce s-a și întâmplat. Bun, în mintea mea se desfășura în felul următor, că trebuie să ne prezentăm, să spunem măcar 2-3 cuvinte despre noi și că o să fie o mini prezentare înainte. De unde? Că nu s-a întâmplat absolut deloc așa ceva. Am intrat pe Voice cu mai mulți youtuberi. Acei youtuberi erau destul de mulți. Erau, cred că, 15-16 youtuberi în total, cu tot cu mine. Eu fiind cel mai mic de acolo, cel puțin asta am văzut eu. Am văzut că este invitat Scrappy și știu că mă uitam la Scrappy când eram puțin mai mic. Aracu GS de asemenea, am văzut că și el era invitat și de-abia așteptam ca să participe și el, că mă uitam la el de când eram mic la Shadow Fight. Din păcate, Aracu nu a participat. Am intrat pe Voice cu youtuberii, am stat de vorbă, bine, de vorbă e mult spus că am spus două cuvinte. Ei se cunoșteau mai bine între ei, adică se știau și, na, nu prea aveam eu ce să zic fiind un străin. Practic eram un youtuber mic printre youtuberi mari. Bine, youtuber e mult spus, creator de conținut. Înainte de a începe Brawl House-ul, m-am uitat să văd cine sunt youtuberii respectivi de acolo. Am văzut că oamenii aveau peste 20k, peste 10k, peste 30k, 40k. Am văzut unii și de 100.000 de abonați. Era ceva în genul, Doamne, unde am ajuns aici, că ăștia sunt mai mari ca mine. Dar totuși am participat, pentru că am vrut să văd cum e să stai cu mai mulți youtuberi. După cum v-am zis, mă așteptam ca să ne prezentăm înainte și sincer, Nin, dacă eram în locul tău, lăsam ca să zică fiecare participant 2-3 cuvinte, maxim 2-3 cuvinte, pentru a ști lumea cine e. Cel puțin asta aș fi făcut eu. A început Brawl House-ul, am făcut prima probă, iar în prima probă am ieșit pe locul 6. Totul bine și frumos, n-a fost o probă eliminatorie. Din păcate, cel puțin nu mă așteptam atunci pe moment la asta, dar treaba aceasta s-a întâmplat și în Bass House, la primul episod, când Shelly nu a eliminat pe nimeni. Vă dați seama că era ceva în genul, nu s-a eliminat nimeni, o să fie puțin cam complicat în următoarea rundă. Ceea ce nu s-a întâmplat, am ieșit pe locul 6. Ceva în genul, din nou n-am fost eliminat, au fost alți youtuberi, cred. Eu am ajuns undeva pe la proba 3 sau 2, habar n-am pe la ce probă, pentru că am fost eliminat în acea probă. Eu când am intrat pe Voice, erau vreo 6 oameni, 5 oameni sau 6 oameni, ceva în genul. Am zis că am terminat proba și eu practic eram a 7-a persoană, cel puțin așa văzusem eu pe Voice. Încolo am ieșit pe locul 8, adică eliminat. N-am fost din primul episod eliminat, ci din al doilea. Din păcate nu aveam lucrurile necesare ca să am o calitate audio și video foarte bună, adică mă auzeam înfundat și se auzeau degetele mele pe fundală ce timp mă jucam eu. E un mare dezavantaj pentru un youtuber care filmează pe telefon. Bine, youtuber e mult spus, content creator. Totuși, în proba în care am fost eu eliminat, am făcut cel mai frumos gameplay la acea probă, după părerea mea. Haideți să comentăm gameplay-ul. Bun, deci, după cum puteți observa, am făcut timp cu un Cordelius, trebuia să fac timp cu cineva, ceea ce s-a și întâmplat. După cum puteți observa, Cordelius mă tot lua în galaxia sa pentru a mă apara și, sincer, jucătorul ăsta a fost un jucător de nota 10. Vă las pe voi, la alegerea voastră, să scrieți în secțiunea de comentarii dacă acesta nu a fost cel mai bun gameplay. După ce am fost eliminat, mai fost încă o persoană, am dus pe Voice, am vorbit chiar destul de treabă cea persoană. Nu că-l chema George, pe această cale îl salut. Am început să vorbim, să povestim. O fază amuzantă este că era o persoană pe nume Meow Hacker și știu că terminase înaintea mea prima probă și am zis, bă, uite, ăsta a terminat înaintea mea proba. Până când s-aud că de fapt era fată și eram ceva în gen, bro, what, stai așa puțin, e fata, am crezut că e băiat. Din păcate nu am reușit să iau un loc mai bun, adică am fost eliminat în a doua probă, din nou, pentru că n-am avut cele necesare, dar
Eu am venit în mare parte pentru a vedea cum este să stai cu mai mulți YouTuberi. Mi s-a părut interesant, chiar a fost destul de funny. Din câte am înțeles, s-ar putea să apară sezonul 2. În momentul de față când filmez eu acest videoclip, Brawl House este încă în desfășurare și urmează să se lanseze ultima probă, adică finala. Și acolo veți vedea cine va câștiga. În mare parte, experiența a fost chiar destul de interesantă. Respect pentru Nini și pentru munca depusă, pentru că a depus foarte mult efort la această serie și e ceva unic în România. Vreau să-i mulțumesc pe această cale că m-a selectat și sper ca să particip și în sezonul 2. Cel puțin, dacă o să particip în sezonul 2, sper să fie ediția de vară. Deci, în sezonul al doilea, dacă voi participa, bineînțeles, sper să iau un loc mai bun. Nu penultimul loc sau ultimul cât l-am luat eu. Da, mă, boys, cam asta este experiența mea de la Brawl House din postura unui concurent. Din nou, sper ca data viitoare să am oportunitatea să mai particip, dar într-o condiție mai bună. Cel puțin, bă, dacă e vară și se organizează iar Brawl House-ul, clar o să iau un loc mai bun. Acesta a fost și episodul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Salut!